Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Aș vrea să cerem binecuvântarea Domnului mai departe peste slujba din această dimineață și n-aș vrea altceva decât Domnul să fie acela care să ne binecuvinteze strângerea noastră aici. Amin. Domnul să ne binecuvinteze cu înțelepciune, cu pricepere, cu duc de rugăciune. Amin. Și fie ca în bunătatea și în dragostea Lui care s-a revăluit în această dimineață față de noi, să putem să fim conștienți de lucrul acesta și să-L lăudăm pe El, să-L mărim pe El, pentru că El merită lăudat să fie numele și binecuvântat în veci. Amin. Ne-am strâns aici pentru că dragostea Lui nu ne-a lăsat să stăm nepăsători. Și venind aici, eu nu doresc altceva decât ca Domnul să fie acela care să mă binecuvinteze, să mă păzească El mai departe, să mă ocrotească El. Și totodată El să lucreze în dreptul ființei mele, să zidească în mine ceea ce trebuie zidit. Lăudat să fie Domnul! Amin. Cuvântul Domnului spune astfel, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Degeaba venim, fraților, aici, dacă nu venim cu gândul ca Domnul să lucreze în inimile noastre, în dreptul nostru. El este acela care poate să facă lucrul acesta. Degeaba, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Oricât ne-am păzit noi și ne-am ferit noi de probleme, numai Domnul poate să facă lucrul acesta. Și în această dimineață îmi doresc să fim păziți de Domnul. Domnul să păzească fiecare inimă în parte, fiecare gând în parte. Pe fiecare în parte Domnul să le ia în palma Lui și să-L modeleze în această dimineață. Dacă nu zidește Domnul, dacă nu păzește Domnul, degeaba lucrează cei ce zidesc. Degeaba veghează cel ce păzește. Noi vrem să fim zidiți de Domnul, îmbărbătați de Domnul în această dimineață. Păziți de El, binecuvântați de El. De aceea, împreună cu toții, ne plecăm capetele și cerem ca El să se ocupe de noi, să binecuvinteze strângerea noastră. Aș vrea ca prima plecare, așa cum este obiceiul, să mergem înaintea Domnului și să ne mărturisim. Să mergem înaintea Domnului și să-i spunem ceea ce este în noi înșine, dacă am judecat în lăuntrul nostru, să-i spunem Domnului să se îndure de noi, dacă am vorbit de rău, dacă am dus o vorbă și am auzit-o și în loc să o îngropăm, am dus-o mai departe, am fost cărăuși, să-i spunem Domnului, dacă am fost cumva scăpând în săptămâna care a fost, am căutat greșeli la cei care sunt în jurul nostru, numai să le arătăm că noi suntem mai buni decât ei. Dacă am făcut și le-am putea enumera multe, multe, fiecare le cunoaște ceea ce a făcut în săptămâna care a trecut. Aș vrea să mergem înaintea Domnului și să stăm înaintea Domnului, să coborâm înăuntrul nostru și intrând înăuntrul nostru, să stăm de vorbă cu Domnul și să-i spunem, Doamne, uite lucrurile astea le-am făcut. Îmi pare rău. Iartă-mă, îndură-te de mine, vreau ca Tu să mă binecuvintezi. Și astfel, cred că Domnul se va atinge de noi. Ne coborâm înăuntrul nostru în rugăciune, în noi înșine, ne ocupăm de noi înșine, nu ne uităm la ceilalți din jur. Și cred că Domnul va fi acela ce va face lucrarea. Doamne, nu mă pedepsi în mânia Ta și nu mă mustra curgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Mântuiește-mă pentru îndurarea Ta. Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine. Și cine Te va lăuda în locuința morților? Am citit cuvintele acestea și îmi doresc ca ele să fie strigătul nostru al fiecăruia înaintea Domnului. Mergem înaintea Domnului, bazați pe cuvântul acesta și crezând că El este
dorința inimii noastre. Eu, aceasta este dorința mea, vintele acestea. Îmi doresc mai mult ca Domnul să mă întărească, să se îndure de mine. Amin. Cât sunt pe acest pământ, în călătoria pe acest pământ, să pot să fac mai mult voia Lui, să-L laud mai mult pe El, să-L glorific mai mult pe El. Și zic ca Domnul să fie acela care să facă. Ca cuvintele acestea să fie strigătul fiecăruia în parte. Amin. Mergi mai ca Domnul. Noi trebuie să fim plini, fiind noi plini,
Răspândind în jurul nostru dragoste, iubire, toate celelalte lucruri vor veni de la sine. Dumnezeu ne va binecuvânta, lăudat să-i fie numele. Când spun lucrurile acestea, în mintea mea au fost două lucruri. De ce oare nu este propășire așa cum ne-am dorit și ne rugăm de multe ori? Vă răspundeți în lăuntrul dumneavoastră. Prorocii sunt de o parte. Predicatorii sunt în altă parte. Cântăreții sunt undeva pe la mijloc. Frații în vârstă merg într-o parte, trag, tinerii trag în partea cealaltă. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Și cuvântul ne spune că unde sunt doi sau trei, cum? Adunați sau uniți într-o cerere, într-o rugăciune. Dumnezeu le ascultă. Aș vrea să, și vă, am să citesc un cuvânt care dumneavoastră îl știți și pe care, dacă noi vom împlini, Dumnezeu își va face lucrarea desăvârșită în vulcan. Îmi doresc așa de mult ca prorocii să colaboreze cu conducerea, să colaboreze cu frățietatea, să vină la rugăciune. Îmi doresc așa de mult tinerii să vină la rugăciune. Frații în vârstă să fie mai îndrăzuitori cu tinerii, iar tinerii să lase capul în fața celor în vârstă și să-i cinstească. Să fie o armonie între noi. De aceea spuneam, noi să ne rezidim în noi înșine, un altar nou. Să ne punem să ne facem ordine în inima noastră. Și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta. Spune cuvântul Domnului în Ezra, capitolul 5, când s-au reapucat din nou de zidirea templului. Cuvântul Domnului spunea asta, versetul 1 și 2. Prorocii, Hagai, prorocul și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim, în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci, Zorobabel, fiul lui Shealtiel și Iosua, fiul lui Iozadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Prorocii cu cei care lucrau. Ne-am rugat de multe ori pentru proroci și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne-am rugat de multe ori ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce vestesc cuvântul și ne vom ruga pentru ei. Ne-am rugat de multe ori pentru frații în vârstă și pentru tineri, pentru lucrarea tinerilor. Și vom face lucrul acesta și mai departe. Frații mei, nu avem izbândă decât dacă se împlinește ultima parte a versetului 2. Și împreună, dacă facem lucrul acesta, avem biruință. Să căutăm fiecare să ne facem partea noastră. Dacă sunt vasul Domnului, dacă sunt proroc, să-mi fac lucrarea de proroc acolo unde m-a pus Domnul. Dacă sunt un cântăreț, să cânt acolo unde m-a pus Domnul. Să-mi fac lucrarea mea cu responsabilitate. Dacă sunt un om care trebuie să dau învățătură, să mă țin de învățătură, să o împlinesc eu și să duc mesajul mai departe. Dacă sunt un om al rugăciunii, să caut să fac ca rugăciunea să fie cea care să domnească în lăuntrul meu. Împreună, noi vom avea biruință. Fiecare, dacă ne vom ramifica într-o parte sau alta, vom avea de pierdut. Ne vom ruga, așa cum am spus, pentru aceste cauze. Dar, în primul rând, pentru unitate. În primul rând, Dumnezeu să dea înțelepciune și pricepere. Fiecare să fie responsabil de slujba și de lucrarea care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și astfel să facă lucrarea Domnului. Cu băgare de seamă, nu cu nebăgare de seamă. Și fiecare în parte să ne facem lucrul lui. Și revin din nou la cuvintele care am spus. În inima noastră să ne facem ordine. Să vedem cum este altarul inimii noastre. Să punem o ordine în lăuntrul nostru.
cu responsabilitate să ne facem lucrarea în locașul de închinare. Și cred că Dumnezeu își face partea Lui. Haideți să ridicați pe picioare. Voi dați și tine la ultima parte a acestui verset. Prin care putem spicui doar unitate. Împreună, în unitate, putem face ca lucrarea să meargă mai departe. Și împreună cu ei erau prorocii lui Dumnezeu care i-a ajutat. Amin. Mergem înaintea Domnului. Slăviți prea înalt să fie Dumnezeu. Amin. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru că în această zi binecuvântată de El ne aflăm aici. Nu suntem în parte de suferință. Suntem în casa Domnului unde este bine, este confortabil. Și merită Dumnezeu să-i mulțumim pentru lucrul acesta. Amin. Să ne gândim și la cei ce sunt în suferință, pentru că nu cred ca niciunul dintre noi de aici să nu fi trecut prin suferință. Și această rugăciune pe care cred că sunteți în asentimentul meu să aducem pentru cei bolnavi, Dumnezeu să ne ajute ca în această rugăciune, să aducem această rugăciune ca și pentru noi, măriți să fie Domnul. Frați și surori, o singură mărturisire vreau să vă aduc. În această săptămână m-am întâlnit cu o fostă colegă de-a mea de la Varoșeni, lucra la birou și am salutat-o cu sărămâna și zic, ce faceți? Că arătați bine. Ce da. Am fost operată la Cluj de cancer. De un an și jumătate și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață datorită celui prea înalt. Fraților, era o femeie din lume, nu este pocăită. Și am întrebat-o cum de recunoști lucrul acesta. Păi zice, cine poate să vindece astăzi, în afară decât Domnul Iisus Hristos? Slavă lui Dumnezeu! Și am întrebat-o, Doamnă, dumneavoastră, știu că sunteți în lume și ați fost în lume întotdeauna. Și eu am fost în lume. Zice, da, dar de când m-a vindecat Dumnezeu, am început să citesc Biblia și mi-am dat seama că și numai unul singur este care poate să facă vindecări. Mărire Domnului! Am stat și chiar am mulțumit lui Dumnezeu în gând, Doamne, îți mulțumesc ție pentru că Tu scoți la lumină acești oameni care cred în Tine, măriți să fii Tu, Doamne. De aceea, am primit un singur bilet aici și vreau să-l citesc și în urma acestui bilet o să facem această rugăciune, cum v-am spus, pentru cei bolnavi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frații mei, la rugăciunea pentru bolnavi, rugați-vă și pentru sora Michi Mariana, Domnul să lucreze. Dumnezeu în această dimineață să se atingă nu numai de sora Michi Mariana, să se atingă de toți bolnavii care în această dimineață sunt în suferință, sunt pe paturile lor, acasă, sunt în spitale, sunt peste tot, frații mei. Cum v-am spus, este greu. Este greu să fii bolnav și să nu ai pe nimeni și să nu știi că sunt mulți care nu știu să se roage lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu ne-a dat nouă această sarcină, să ne rugăm pentru cei bolnavi, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și cum v-am spus, să ne rugăm așa ca și pentru noi. Din respect pentru Dumnezeu, vă rog să vă ridicați în picioare. Și după ce voi citi o lucrare a lui Domnul Iisus Hristos făcută pe pământ, ne vom duce pe genunchi și așa cum am spus, aducem înaintea lui Dumnezeu bolnavi cu numele pe care știți și pe care nu știți și Dumnezeu să-și facă lucrarea în această dimineață, așa cum nu mai știe să o facă. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un șlăbănoc, care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănocului. Vedeți dumneavoastră, Iisus le-a văzut credința acestor oameni, nu a slăbănocului. Pentru că dacă într-adevăr ne rugăm cu credință și credem, ceea ce cerem Domnul Iisus Hristos își face lucrarea și aceea sfântă. Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unii dintre cărturari au zis,
în ei însuși. Omul acesta culește. Iisus, care recunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Că ce este mai ales de a zice: iertate sunt păcatele, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului, care omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică sfatul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăbit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Deci, frații mei, noi să nu așteptăm să ne înspăimântăm de ceea ce Dumnezeu face. Noi să ne bucurăm în ceea ce face. Vedeți aici, lumea s-a înspăimântat de ceea ce au văzut și au slăbit pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca noi să nu ne înspăimântăm de ceea ce ne face Domnul nostru, Dumnezeul nostru și Domnul Iisus Hristos. Și să ne bucurăm întotdeauna în El. Amin. Mergem înaintea Domnului. Yeah.
Acum acasă, au biruit în mare.
uităm că mai avem de luptat. Prea iubiților, mesajul de astăzi ar putea să creeze un oarecare disconfort, pentru că, pornind de la textul citit, vom vorbi despre vrăjitorie. Și textul sugerat de calendar sună ca o sentință. Vrăjitoria este nelegiuire. Clar și categoric. De altfel, oriunde ne vorbește Scriptura despre vrăjitorie, mesajul este atât de limpede, încât nu creează și n-a creat niciodată niciun fel de controverse teologice. Lucrul este cunoscut. Așadar, vrăjitoria este nelegiuire. Și atunci se naște în mod firesc întrebarea. Ce sens are să mai vorbim despre vrăjitorie? Ei bine, trebuie să vorbim pentru că este cunoscută tendința omului de a călca legea lui Dumnezeu. Și exemplul lui Saul, a personajului din textul citit, ne arată lucrul acesta. Un om al lui Dumnezeu, un împărat al poporului Dumnezeu, pus de Dumnezeu, un om care prorocea de proroci, un om care, făcând voia lui Dumnezeu, alungă toți vrăjitorii din țară, un om care a Dumnezeu tăjuit împotriva vrăjmașilor, iată-l păcătuind, tocmai apelând la vrăjitor. Așadar, vorbim despre vrăjitorie, pentru că atâta vreme cât va exista vrăjitorie ca lucrarea satanei, există și pericolul. Nu neapărat să practicăm vrăjitoria, dar să venim în contact cu cei ce o practică. Și astfel să accesăm lumea Duhurilor Întunericilor, fraților. Este un mare pericol. Și aș vrea în câteva cuvinte să vorbim despre lumea spirituală. Contrar a ceea ce spun materialiști despre lume, cum că materia este elementul primordial din care derivă spiritul, care se mărcinește doar la gândire și conștiință, noi știm că lumea, așa cum o percepem noi cu simțurile, este creată de un Dumnezeu tot puternic. Și pentru că Dumnezeu însuși este Duh, știm cu siguranță că există o lume a Duhurilor. Ori această lume a Duhurilor se împarte în împărăția lui Dumnezeu și împărăția Diavolului. Când Biblia ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, această expresie are două sensuri și este, nu este greu să le deosebim după context. Biblia ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, ca despre împărăția slavei viitoare, dar și despre împărăția contemporană noastră, nouă, împărăția Harului. Împărăția lui Dumnezeu ca autoritate a lui Dumnezeu, stăpânire a lui Dumnezeu. Și în multe locuri Biblia ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția lui Dumnezeu este la ușă sau, în alt loc, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu ca autoritate a lui Dumnezeu, împărăție pe care noi o cerem în rugăciunea domnească când spunem: vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este aici, atunci când face voia lui Dumnezeu. Este accesibilă nouă. Intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin neprihănire. Pentru că Iisus spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Așadar, căutând o viață în neprihănire, intrăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Intrăm sub domnia lui Dumnezeu, intrăm astfel în împărăția cerurilor. Împărăția lui Dumnezeu este aici și acum în acest sens. Și este definită în Roman astfel, ca să ne dăm seama că nu are nimic material, ci că este o lume a Duhurilor, ni se spune: împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așa intrăm în împărăția lui Dumnezeu căutând neprihănirea. Și ne bucurăm aici de pace. Cum își asigură o țară pace pentru locuitorii ei? Știm bine că pentru a trăi pace trebuie să te pregătești de război, cum spuneau antici. O țară are o armată bine pregătită la granițele ei, pentru ca dușmanii să nu intre în țară. Și astfel locuitorii se bucură de pace. E bine, în împărăția lui Dumnezeu ne bucurăm de această pace pentru că, ne spune Psalmistul, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El. Și sensul verbului a tăbărâi aici nu este cel din limba română contemporană a se năpusti, ci aș instala tabla, a cantona. Îngerul Domnului, atunci când noi suntem sub autoritatea lui Dumnezeu, își instalează tabăra în jurul nostru și noi trebuie în siguranță, bucurându-ne de pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere.
Și ce mai este în Împărăția lui Dumnezeu? Bucurie în Duhul Sfânt. Pe care Duhului ne vine o bucurie. Așadar, aceasta este o împărăție spirituală, Împărăția lui Dumnezeu, unde este Dumnezeu ca Trinitate și îngerii care îl slujesc și pe care El îi pune la dispoziția oamenilor, așa cum am arătat. Doar că știm că există și o împărăție a Diavolului. Cine este El și cum a apărut istoria Universului, găsim scris în cărțile prorocilor, atât în Isaia cât și în Ezechiel. A fost nu doar un înger de lumină, ci un heruvim deosebit, ocupând o poziție deosebit acolo, așezat de Dumnezeu, dar care, cuprins de mândrie, a vrut să se înalțe, să fie deopotrivă cu Creatorul Său. A fost alungat de la fața lui Dumnezeu și mai găsit scris în Apocalipsa, că această cădere din strălucire a luat după sine și o treime din stelele cerului. O treime din îngeri care era la dispoziția lui Dumnezeu, l-a urmat fiind slujitorul lui, îngeri ai Întunericului. Diavolul are slujitorii lui și în lumea spirituală există o lume a Întunericului. Și pentru că vrăjitoria este o lucrare a Satanei, lumea Diavolului, orice apelare la vrăjitorie, la ocultism în general, înseamnă o accesare a porților acestei împărății, care pot fi mascate, pot fi frumusețate. Unde din ei care înseamnă că trebuie în această împărăție. Ori a venit în contact cu aceste duhuri, înseamnă a da mâna cu Diavolul, a trece în tabăra cealaltă. Ori noi am fost scoși din Împărăția Întunericului și strămutați în Împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, de ce este atât de categoric Dumnezeu în ceea ce privește vrăjitoria? Pentru că noi știm că pe om l-a creat cu dragoste ca un coronar a creației sale. A vrut să comunce cu el, i-a vrut totul în Eden pe care l-a pus la dispoziție, dar omul a dezamăgit pentru că a plecat urechea la șoapta. Cui? A Diavolului. El își începuse lucrarea, încercând să lovească lucrarea lui Dumnezeu. În urma acestei lucrări a Diavolului, omul este aruncat din Eden și pământul întreaga creație intră sub blestemul păcatului. Dumnezeu se dorește așa de a comunica în continuare cu omul, își alege un popor. Deci toate celelalte popoare cu care să comunice, pe care să-L călăuzească și care să-L asculte, să-L iubească. Să răspunde iubirea lui Dumnezeu cu iubire. Și acestui popor îi dă porunci. Pentru că Dumnezeu iubind este și un Dumnezeu gelos, cum însuși mărturisește prin cuvântul Său. Și în această gelozie, iubindu-și poporul îi spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Răspicat. Iar mai târziu, când vin celelalte porunci după decalog, dă și poruncile privitoare la vrăjitorie. Pentru că alți Dumnezei nu înseamnă altceva decât alte și alte chipuri ale Diavolului, ale dușmanului neîmpăcat al lui Dumnezeu. De aceea și aceste porunci categorice în ceea ce privește vrăjitoria. Ori, dacă aceste porunci au fost date poporului pe care și-l ales cu dragoste, nouă, poporului răscumpărat, cum ne sună? Eu am plătit un preț pentru voi. Așa ne spune Domnul. Am dat pe Fiul meu care a iubit să moară pentru păcatele voastre, ca să vă pot pe brațele mele. Ori, orice apropie de lucrarea Diavolului înseamnă a trece în tabăra adversă. De aceea trebuie să ne opunem întotdeauna oricăror lucrări de acest fel. Oricărui forme de ocultism, de vrăjitorie, că sunt multe. Să ne întoarcem la Saul să vedem ce s-a întâmplat. Saul a fost primul împărat al Israel. Pentru că până atunci poporul a fost călăuzit de Dumnezeu prin judecătorii hotărâți de el, le-a vorbit prin proroci, dar a venit un moment în istoria lor când bătrânii poporului au venit la Samuel și au zis vrem și noi un împărat ca și celălalt popoare. Trist pentru Samuel. Tocmai lui se spună el care condusese ca judecător atâta vreme, că vor un împărat. Dureros pentru popor. De ce se ia exemplu de alte popoare când ei înșiși erau alte decât ceilalți, aleși dintre celelalte popoare? Și Samuel merge la Dumnezeu și spune dorința poporului. Nu te întrezca, Samuel, îi spune Domnul. Nu pe tine te aleagă, ci pe mine. Și astfel hotărăște să le pună un împărat.
avertizându-i că așa înseamnă un flux suplimentar pentru ei. A început bine sau nu. Și în timpul domniei lui, Dumnezeu hotărăște că este momentul să se răspune pe poporul amalecit. Și ne amintim din istorie cum, la ieșirea din Egipt, când se băteau pustia, amaleciții au atacat poporul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu le-a dat biruința. Atunci când Moise se dat brațele ridicate spre cer, sprijinit de Aron și de Hur. Le-a dat biruința tot atunci și spune lui Moise, scrie spre pomenire, că voi șterge de sub cer numele lui Amalec și pomenirea lui. Și acum hotărăște Dumnezeu că este momentul să se răspune. Dumnezeu. A lui este răspunarea pentru că este scris. Noi nu ne răspunem. Noi iertăm și iubim. Și iubim. Dumnezeu spune, amen, este răspunarea. Și Dumnezeu hotărăște să se răspune de Amalec și îl trimite pe Saul. Du-te și nimicește poporul acesta. Îl voi da mâinile tale. Nu că ți-a nimic din ce este al lui Amalec. Trebuia să o ucidă. Nu doar război, ci bărbați și femei. Bine, bătrâni. Copii. Nerespectând porunca lui Dumnezeu, sau se arată îndurătorii el, omul, și ia, îl cruță pe Agag, împăratul pe Amalec, iar războinicii lui nu dau pe nimicire toate animalele care le-au. Nu nimicire toți boii, toate oile, ci își păstrează pe cele mai frumoase, pe cele mai grase, și când îi se reproșează lucrul acesta, sau spune, am păstrat acestea ca jertfă pentru Domnul, care ne-a dat biruință. Ce îi spune Samuel numele Domnului? Crezi oare că jertfele fac mai mult înaintea Domnului decât ascultarea? Lucrul acesta nu l-a înțeles sau. Și neascultarea lui a făcut că el să se îndepărteze de Dumnezeu. A fost începutul. A fost ruptura după care urma declinul. Cunoaștem istoria lui Samuel. Și iată acum, având în fața lui o altă oștire. O altă armă. Pe cea a filistenilor. El care a pornit ca biruitor împotriva lui Amalec pentru a trimis Dumnezeu, iată la cum iese afară. Privește tabăra filistenilor și îi se face frică. Și inima lui a fost cuprinsă de tremur. Striga Dumnezeu și Dumnezeu nu-i răspunde. Cheamă numele Domnului și Dumnezeu nu era nicăieri, Dumnezeu tace. Și frica lui se transformă în groază. Ce să-i devolte? Este dezorientat. Și găsește o soluție. Omul în disperare. Dacă Dumnezeu tace, voi întreba vrăjitorii. Când merg bani la vrăjitori? Când sunt departe de Dumnezeu. Când era sală de Dumnezeu, sau sunt de trimis de Dumnezeu și numele Dumnezeu a avut biruință. Acum era departe de Dumnezeu. Dumnezeu tăcea. Salut la vrăjitoare. Știm ce s-a întâmplat. Avem exemplul lui Saul. Nouă ni s-a dat o putere. Domnul Iisus a spus. Vă dau putere să călcați peste șerpi și peste scorpii. Și peste toată puterea vrăjmașului. Această putere s-a dat lui Saul când a fost trimis împotriva amalecitilor. Și a biruit. Când a stat departe de Dumnezeu, n-a mai avut putere să lupte împotriva filistenilor. La tremurea s-a apucat groază. Ni s-a dat o putere împotriva vrăjmașului. Putem să privim atâta vreme cât stăm lângă Dumnezeu. Avem posibilitatea să intrăm în împărăția Lui, căutând neprihănirea, unde vom fi în siguranță. Iubiți frați și surori, noi avem dat o luptă. Așa cum se spune în Efeseni 6, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Avem de luptat tocmai cu această împărăție a întunericului despre care vorbeam. Cu toată ierarhia ei. Căpetenii, domnii, duhuri ale răutății. Așa cum sunt ei organizați. Pentru că noi, fiind al lui Dumnezeu, deavolul fiind dușmanul neîmpunat al lui Dumnezeu, el va ataca întotdeauna oamenii lui Dumnezeu. Și pentru aceasta noi trebuie să avem o pregătire specială, un echipament special despre care se vorbește tot în Efeseni 6, și acolo într-o înșiruire de metafore, Pavel ne spune că trebuie să fim echipați, vorbim despre neprihănire, despre credință, despre încălzămintea noastră, ceea ce înseamnă râvnă, despre toate acestea care se facă parte din echipamentul nostru pentru biruință. Și în numele Domnului vom birui, pentru că ni s-a dat această putere. Dar oamenii nu numai că nu se împotrivesc când de ajuns, nu numai că nu duc această luptă, dar, ascultând de șoapta diavolului, iată că apelează la vrăjitor. Iată că intră de bună voie de tabăra vrăjmașului. Nu doar că nu se împotrivesc, nu doar că nu luptă,
ci auzit despre vrăjitorie. De aceea aș vrea să privim puțin în contemporaneitate și ceea ce înseamnă vrăjitoria pentru lumea de astăzi. Exemplele sunt multe, porțile de acces în Împărăția Întunericului sunt de asemenea multe, aș vrea să vorbim despre câteva dintre ele. Sunt mulți vrăjitori, sunt multe vrăjitoare astăzi. Acum este atât libertate cât își fac publicitate în presă, la radio, la televiziune. Nu toate aceste vrăjitoare care vorbesc și care își cheamă clienți sunt cu adevărat vrăjitoare. Nu toate lucrează cu Duhul Întunericului. Multe își fac lucruri de naivitatea oamenilor. Dar până și felul acesta, ca șarlatane, tot ale diavolului sunt, pentru că diavolul este tatăl minciunii. O altă măcire, în acest sens, este amorbire firma aceea albă. Și am auzit de atâtea ori copiindu-se, apar astfel de persoane care fac vrăjitorie și zic, noi suntem împotriva magiei negre, care este a satanei. Noi practicăm magie albă. Și chiar vorbesc despre numele lui Dumnezeu, că te fiori când auzi. Adică faci o lucrare care se părădărește înaintea lui Dumnezeu și rosti numele lui Dumnezeu. Când este scris, cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ori ar spune din capul locului. Vrăjitoria este fără de lege. Cum se poți vorbi despre magie albă? Magia nu este nici albă, nici neagră. Magie este magie, este fără de lege, este păcat, este urgiune înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm amăciți, frate și surori. Se practică în zilele noastre ghicirea. În atâtea feluri. În cafea, în cărți, în palmă, în intestine de animal, în forma norilor, în stele, ghicire și iar ghicire. De unde curiozitatea asta pentru viitor? Odată ne spune Domnul că nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroace. Așadar, viitorul este mâna lui Dumnezeu. Și mai este scris, lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Amin. Ceea ce consideră că este necesar, ne va face de cunoscut. Ori nouă ni se spune prin țară. Încredințarea să soarta în mâna Domnului. Crede de El și El va lucra. Și atunci, care-i curiozitatea aceasta? Oare ce va fi mâine? Și pe lângă toate acestea, mai trebuie un aspect de subliniat. Putem noi înșine lucra la trasarea propriului nostru viitor. Cum mi se pare? Pentru că dacă îmi doresc ceva pentru viitorul meu, un drum pe care vreau să merg și este după voia lui Dumnezeu, pot să-l ceresc în rugăciune cu stăruință și cu credință. Și Dumnezeu și uite așa că viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu și putem lucra la El prin rugăciunile noastre stăruitoare. Nu ghicitor. În nimic. Nici în cafea, nici în cărți. Mai este și alt fel de vrăjitorie. Popoarele au fost creștinate în decursul istoriei în perioade diferite. A intrat în creștinism cu tot. La grămadă, angro așa, venind cu zestrea lor de tradiții ciudate, de păgânism, care a fost îmbrăcat și amestecat cu creștinismul. Trist. Sunt niște lucrări în sânul bisericii, aici vorbim despre biserica istorică, cu totul și cu totul păgânești, de avolești. Cine ne-a auzit de deschiderea cărții a pradului? Că preotul nu știu care, nu știu unde deschid, dar ce spune, că doar cu viitorul. E adevărat că biserica nu a făcut lucrurile, se le condamnă, dar slujitorii a lui care folosesc acest procedeu de ghicire a viitorului. Slujitorii altarului care botează copii apropiați, care fac un impost morte și câte și mai câte că te îngrozești. Toate acestea fiind lucrări ale diavolului. Toate acestea intrând în marea sferă a ocultismului. Lucruri de care trebuie să ne păzim. Mai sunt multe privitoare de acestea. Din folclorul poporului nostru și nu numai și autopopoare, putem să amintim despre povești despre pastăre, scrise pentru copii în care se dădea luptă dintre bine și rău. Că biruia întotdeauna binele, asta e partea bună a lucrurilor, deși era de preferat ca educația copiilor să se facă cu Biblia și nu cu povești. Dar, în tabăra răului, apărea vrăjitoarea, care nu numai că era rea, dar mai era și urâtă. Și copilul care asculta povestea sau o citea, îi stămea repulse. El cura din stat vrăjitoria și vrăjitoarele și nu se apropia de vrăjitorie când creștea. Asta este partea bună a poveștilor. Dar ce ne facem când vrăjitoria ne apare ca ceva pozitiv? Când cel ce practică vrăjitoria este rău pozitiv și este îndrăjit.
Și aici aș vrea câteva cuvinte doar să vorbesc despre fenomenul Harry Potter. Pentru că este bine să ne punem în gardă copiii și să-i păzim de acest fenomen. Uite așa, o fi doar pe numele J.K. Rowling, inspirată de cine ne dăm noi seama, scrie această carte despre acest copil vrăjitor, un copil căruia părinții sunt omorâți și îl face coadă de jucărie pentru a-și răsuna părinții și copii. N-am citit cartea, dar am citit despre ea pentru că trebuie să fim informați și să știm de ce să ne păzim copiii. Ei bine, ne plânge mereu că odrazele noastre, copiii noștri, tinerii noștri nu mai citesc și este un adevăr. Fug de bibliotecă ca de pauză. Nu citesc. Și totuși, pentru această generație care nu citește, s-a scris o carte care a bătut toate recordurile de tiraj. Ce este de lucru acesta? Scrie presa că l-a bătut până și pe Shakespeare. N-a spus atâtea volume în câteva sute de ani și Shakespeare s-a predat în școli. Peste 500 de milioane de exemplare. A fost tradus în 67 de limbi. Nu știu exact că adevărul despre autoare. O parte a presei spune că a partit de unei biserici sataniste din Statele Unite, pe care o și finanțează și are cu ce spate de-a cărți. Dar iată că acest fenomen s-a răspândit. Și un copil, dacă se întreba ce vrei să fii când vei fi mare, spune vrăjitor. Nu mai urăște vrăjitoria. Vrăjitoarea nu este urâtă și rea. Este Harry Potter. Și eu vrea să fie Harry Potter. Cum îi mai spui un copil că vrăjitoria este fără de lege? Un copil care a avut educație religioasă, încă mai are șansă, îi spui. Nu, dragul meu, acolo e prost. Ești păcat de Dumnezeu. Domnul Iisus te iubește. Dar copiii care n-au auzit de Dumnezeu și că la nu li s-a făcut educația religioasă, cum să nu mai spus vrăjitoria din cap? Ei vor să fie vrăjitori. Acesta este pericolul vrăjitoriei, care este înaintea Domnului fără de lege. Vorbeam despre lumea spiritelor și vorbeam despre împărăția spiritelor în Dumnezeu. Ei bine, în această poate intra prin mai multe porți, prin mai multe uși, așa cum ziceam, și aș vrea să mai vorbim puțin despre medicină. Doar puțin. Medicina este o știință. Și Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor. Și a înțeles omul încă de la început că o mână ruptă se sudează. Oșul se lipește dacă folosește câteva tele improvizate, mai apoi a învățat că pansându-și rana nu se infectează și astfel ajută la îmbunătățirea sănătății, la vindecarea lui. Mai târziu a descoperit remedii pentru vindecarea bolilor din trupul său. La început din plante, apoi, cu progresul științei, a reușit prin sinteză pe care chimică să obțină ceea ce își dorea pentru remediul trupului, pentru însănătoșire. Dar toate acestea sunt sub control. Cunoaștem compoziția medicamentului, cunoaștem formulele chimice, știm ce reacții va produce în organism și ce se produce în urma acestor reacții. Toate acestea ne sunt cunoscute. În acest caz, materia acționează asupra materiei, spre vindecare. Dar toate acestea sunt sub controlul lui Dumnezeu. Și mai credem că mai există o modalitate de vindecare când spiritul acționează asupra materiei. Și aceasta este vindecarea divină. Vindecarea miraculoasă când cerem lui Dumnezeu să intervină. Ca și în cazul celălalt, când ne rugăm. Dar aici Dumnezeu poate face vindecarea pe moment sau în etape, dar fără ca noi să ne mai putem explica ce asupra ce a reacționat și cum. Cunoaștem și acceptăm aceste moduri de vindecare. Când materia acționează asupra materiei și când spiritul acționează asupra materiei. Dar, atenție, rămânem la aceeași temă. Și vorbim despre medicina alternativă. Când nu face parte din prima categorie, ci vorbim despre spirit acționând asupra materiei, dar nici de cum despre Spiritul lui Dumnezeu, când nu chemăm numele lui Dumnezeu și cei care practică astfel de procedee de vindecare, nu sunt oameni al lui Dumnezeu, unde suntem? Pentru că am spus, recunoaște modul de vindecare al medicinei alopate și modul în care Dumnezeu lucrează în chip miraculos. Dar când se evocă spirite și nu Duhul lui Dumnezeu, unde suntem? Aici este pericol. De aceea trebuie analizate aceste lucruri. Și vorbim despre medicina homeopatie. Am citit de curând un forum cu păreri pro și contra. Multe erau pentru. Dar dintre aceștia, o parte nu erau interesați de ceea ce înseamnă viața spirituală, îi eliminăm. O parte dintre ei confundau homeopatia cu medicina naturistă,
confuzie care nu trebuia să fie făcută, îi eliminăm, și o parte care au avut vindecări în familie. Ce ziceți? Poate să fie o lucrare a neamului, să fie o vindecare? Se poate. Haideți să amintim de vrăjitori din Egipt. A fost Moise Faraon acolo și făceau minuni în fața faraonului. A aruncat toiagul ce s-a făcut în șarpe. Și vrăjitorii ce-au făcut? Și-au aruncat toiecele care s-au făcut șer. E adevărat ca lui Moise, a închisit pe celălalt șer. Dar deamul poate imita lucrările lui Dumnezeu până la un punct. Nu a putut să le facă pe toate. Dumnezeu poate să facă o vindecare. Și am putea spune, cum cineva rău poate să facă un lucru bun? Bine, bine, stați puțin. Nu e tocmai bun. Aici se comportă ca orice om de afaceri. Cheltuie. Ca investiție făcându-mă o socoteală. Cât îmi iese? Care este profitul? Și el poate să facă o vindecare știind că cei ce vor vedea o lucrare în care n-a fost chemat numele lui Dumnezeu, se vor îndepărta de Dumnezeu. Ce vor zice? 100 de oameni care au văzut o vindecare fără rugăciuni, pentru că s-a dus la miezul nopții la izvor, nu știu unde. O lucrare care poate fi făcută de diavolul pentru ca oamenii să se îndepărteze de Dumnezeu. Se pot face astfel de vindecări, cum a zis și în cazul homeopatiei, iar în tabla aceea la unde, cum ziceam, citea pe formă ăla, cei care erau împotriva acestei metode de vindecare, am cunoscut nume al unor evangheliști și m-am bucurat că se ia atitudine în mijlocul nostru. O altă modalitate, și cu asta închei, acupunctura, tot în cadrul medicinii alternative. Am spus că Dumnezeu a dat înțelepciune omului să-și studieze, să-și cunoască trupul pentru a putea interveni prin medicație asupra lui spre vindecare. Omul are la îndemână planșe cu sistemul osos, cu sistemul muscular, cu sistemul circulator sau cu sistemul nervos. Omul și-a văzut componentele celulei la microscop și neuronii. Omul își cunoaște totalitatea corpului. Dar n-a văzut nicăieri meridianele energetice despre care vorbește acupunctura. Așadar, știința nu recunoaște aceste meridiane energetice, acest schelet energetic despre care se vorbește în acupunctură, nu sunt cunoscute și ele vin, atenție, din religiile antice orientale. Iar este vorba despre influența spiritului asupra materiei. Care spirit? Pentru că nu se fac nici aici rugăciuni. Nici aici nu chemăm numele Domnului. Se vorbește despre un echilibru care trebuie să existe în trupul uman. Echilibru între yin și yang. Care, echilibru atunci când se pleca, intervenim în puncte strategice cu înțepături. Și echilibru se restabilește. Dar în ce constă, nu se știe. Și atâta timp cât va rămâne o nebuloasă, și atâta timp cât se va considera că este intervenția spiritului, dar nu al lui Dumnezeu, rămâne în tabla acela. Să ne ferim. Ca și de bioenergie. Credem în vindecări miraculoase, credem în vindecători, pentru că există dar de vindecare și știm aceasta, se poate vindeca prin punerea mâinilor, dar știm că la partea frumoasă i s-a pus locului. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Dar când cineva pune mâna ca să te vindece, ca să capteze energie din univers, trebuie să știm că în univers există puterea absolută a lui Dumnezeu și puterea satanei. Și când nu este chemat numele lui Dumnezeu, energiile nu umblă la randala și nu sunt regăsite în univers. Energiile vite sunt chemate. Că este prin încantat, invocat și numele cel rău. De aceea la homeopatie, când se pregătește medicamentul, într-o doză mică, într-o diluție mare, și asta nu are nicio problemă, se agită. Și se spune că se energizează prin dinamizare și se fac și în acest caz invocații. Iubiți fraților, timp nu mai avem, este un mesaj încă pe care așteptăm cu nerăbdare, noi însă trebuie să ne ferim de lucrul acesta, să ne împotrivim, pentru că a ne apropia de lucrări diavolești înseamnă să intrăm în sfera lui de acțiune. Ori noi, dacă am fost luați și mutați, în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu, să rămânem acolo urmărind și urmând îndemnul Scripturii care ne spune împotriviți-vă diavolului și el va fugi de noi. Amin. De atâtea ori am văzut brațul
ascultă cum mă ținea când îmi era mai greu. Din groapă m-ai ridicat, să mor m-ai lăsat, mi-ai pus picioarele pe stâncă. O, Doamne, m-ai întărit când eram mai obosit, nu m-ai lăsat în groapa lungă. Ești lângă mine, mă întrunc când sunt pierdut. Să merg spre Iisus.
jumate, vin asupra mea. Și când vântul greu mă aruncă la pământ, deși inima se oprește în loc, eu nu mă trec până mea, vreau să simt în mâna ta. Mi-a vorbit Dumnezeu atunci într-un mod deosebit, prin două versete din Habacuc, capitolul 3, versetele 17 și 18, care au devenit, din ziua aceea, din perioada aceea, au devenit motorul vieții mele. Și ele spun așa, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile
vor pieri din grajduri, din staul și boi nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Sunt motoul vieții mele. În fiecare zi mă trezesc și îmi spun, chiar dacă nu va mai fi nimic în jurul meu, eu singurul drept și singura obligație pe care o am e să mă bucur în Domnul. Cu lacrimi și suspine pe ploaie și furtună, de atâția ani cu trudă grămunți ai semănat. Și ai tot sperat în soare, căldură, vreme bună, dar niciun snop din roade pământul nu ți-a dat. Cu inima prinsă de doruri arsă plină, de atâtea ani fierbinte pe Domnul l-ai rugat, dar negura nu trece, iar bolta cea albastră în curcubeul limpede ea nu s-a arătat. Și nu vei vedea poate pământul plin de grâne, nici holda secerată, nici roatele înlivezi, dar tu lucrează harnic. Ce ai semănat, rămâne. Tu ești chemat să zame, să aștepți și să veghezi. Mai pune o speranță în fiecare boabă, în fiecare brază un vis înaripat. Și nu-ți lăsa credința furată, prinsă roabă de îndoieri și teme, de cerul înnorat. Cuvântul sfânt al vieții mai seamănă odată. Când vezi că nu încolțește, nu descurajă, căci holda ta de lacrimi e binecuvântată, ce ai semănat cu trudă va răsări cândva. Mai ieși și mai aruncă din traisa țânvechită sămânța cu nădejde în brastă după vântul. Și snopii vei vedea cu roadă însudită în ziua cea măreață, la secerișul sfânt. Amin.
fatal pentru unii din dumneavoastră să devin plictisitor. Vinovat însă de toată treaba asta e Silviu, în combinație cu Bufică. Îi luați pe ei, le faceți ce vreți, îi puneți și la disciplină, dacă trebuie. Eu țin la ei foarte mult și vreau să vă spun un adevăr și îl spun și Dumnezeu știe că spun lucrurile sincer. Biserica dumneavoastră e în inima mea. Sunt 13-14 ani de când lucrez în învățământ. Am văzut ce se petrece în învățământul din România, am fost în alte orașe și am văzut învățământ creștin de calitate. Am văzut că pot crește copii și în clasa 9-10 pot sta în fața oamenilor înalți și îl pot mărturisi pe Dumnezeu și am spus, așa mi-aș dori. Mi-aș dori să se întâmple și la noi așa ceva. Mi-aș dori să avem și noi o școală unde să învețe copilul de mic, de la 5-6 ani, să învețe că dimineața se începe cu rugăciune, să pornească cu rugăciune, să termine cu rugăciune. Mi-am dorit un învățământ creștin. Dumnezeu mi-a împlinit mie dorința prin voi, prin unii de aici, de la Vulcan, care s-au hotărât să investească într-un creștinism adevărat, într-o educație creștină de valoare. Și au făcut o școală la noi, la Petroșani. Eu sunt foarte dator bisericii voastre, așa că niciodată nu o să pot spune nu. O să vin probabil și la înmormântare. Miercuri am înțeles că va fi ceva în moment. Vin ori de câte ori, pentru că sunt foarte dator. Ați făcut prin unii oameni care s-au implicat de aici lucruri mari. Vă sfătuiesc doar să veniți să vizitați școala. Eu și cu toată familia mea suntem implicați aici. Credem în proiectul ăsta. Cred că trebuie copiii noștri să crească într-un mediu sănătos. S-au pus la dispoziție autobuze, microbuze, tot ce vreți să vă aduceți copiii la școală, pentru că nu va mai fi multă vreme de libertate. Dar în vremea asta, cât sunt încă oameni aici care lucrează și își pun banilor, resursele lor, ar fi putut să facă alte lucruri cu banii ăștia. I-au investit în ceva în care nu vezi, eu știu, pe termen scurt efect, ci pe termen lung, ci pe termen veșnic. Vă sfătuiesc, dați-vă copiii la o astfel de școală. Faceți tot efortul. Măcar că via autobuzul din fața casei și de acolo vi-a duce. Nu fiți sceptici. E pentru că nu ne dăm copii într-o astfel de școală, eu vă spun 100%, într-o zi Dumnezeu ne va trage la răspundere. Ne-a creat posibilitatea asta. Sunt oameni aici care au investit și n-au investit puțin, și care investesc și nu investesc puțin. Ca ai noștri copii să poată de mici să fie pus cerul în inima lor. Amin. Să poată să se roage, să poată să cânte, să poată vesti numele Domnului. Da, pentru dumneavoastră sunt oameni care s-au sacrificat și merită. Eu știu, încep înscrierile. Deja încep înscrierile pentru anul viitor școlar. Nu prividiți, nu zăboviți. E aici Silviu. Mai sunt și alții care lucrează. Înscrieți-vă copiii. Merită să le dăm o educație sănătoasă. O educație care ține de veșnicie. Vă felicit pe toți aceia care ați ales școala asta și care v-ați adus copiii acolo. Ei se întâlnesc cu mine, ne întâlnim la ora de religie, eu fac religie cu ei și deja îi știu pe mulți din copiii dumneavoastră. Vă felicit pe voi ca părinți și pe toți cei care încă îi mai aveți în școlile laice, aduceți-i la școala creștină. Să învețe să trăiască cu Dumnezeu și să-L primească de Dumnezeu pentru veșnicie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am ales pentru dimineața asta și m-am tot gândit, oare ce ar avea nevoie biserica asta? Aseară m-a sunat Silviu și eram pregătit să merg la noi la biserică. Dumnezeu mi-a schimbat planurile, dar m-am gândit ce ar avea nevoie biserica? Oare ce aș studia să le vorbesc? Și să fie inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să fie necesar și de trebuință pentru zilele noastre. Am citit textul pe care dumneavoastră deja l-ați auzit. Niște greci se suiseră să se închine la praznic și s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Tema predicii mele din dimineața aceasta, din minutele următoare, nu vă țin mult. În momentul în care văd că vreau să terminăm deodată, tema predicii e asta, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus.
Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Au venit niște greci, dacă au venit greci, erau din Grecia. Au venit la praznic și culmea n-au vrut să vadă ucenicii. N-au vrut să-i, nu știu, n-au fost interesați de nimic altceva la templu decât să-L vadă pe Iisus. Și ce simplu atunci a fost. Filip s-a dus, a spus unui alt ucenic și s-a dus la Iisus. Și a zis, știi ceva, cineva vrea să te vadă, hai cu noi. Și Iisus a fost văzut de greci. A trecut episodul acela. Întrebarea aceea răsună peste viacuri și astăzi. Din gura oamenilor din jurul nostru, din gura neamurilor din jurul nostru. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și vin oamenii la noi și ne spun, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Ce bine ar fi să te poți duce astăzi și să, o, Iisus, da, bine, uite aici. Și să-L arăți în carne și oase, dar nu mai e. Ce faci cu asemenea întrebare? Cum răspunzi la o asemenea întrebare? Și în dimineața aceasta vă spun doar câteva domenii în care trebuie să se vadă Iisus. Azi nu mai pot să-L arăți în carne și oase. Dar primul lucru și primul domeniu unde trebuie să se vadă Iisus e în viața ta. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și la întrebarea asta tu să răspunzi, uite, e aici. Aceeași întrebare o au oamenii. Vreau să vă spun, s-au săturat oamenii de vorbele noastre goale de multe ori. S-au săturat oamenii de predicile noastre. S-au săturat oamenii de abordările noastre. Am devenit tracasanți. Am devenit uneori enervanți asupra lor. Și întrebarea lor, vitală pentru ei, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și la întrebarea asta să poți să spui doar atât. V-am mai spus, eu cred, o fată pe vremea lui Ceaușescu a fost apostrofată de directorul ei când ea le vorbea altora despre Mântuitorul. Și ăsta fiind ateu, venit la ea și scuipând-o în față, zis, auzi, le vorbești oamenilor despre Dumnezeu, despre un Hristos a iubit și unul care e inventat de mintea ta. Cum arată El? Și iar cu scuipatul pe față, într-o privire atât de blajină și de caldă, Domnule director, tovarșul director, așa arată Iisus, ca mine. Suntem în vremuri atât de confuze, atât de mult auzim vorbindu-se despre Dumnezeu. E pomenit Dumnezeu în tot ce context. Am ajuns să mergem la mănăstiri, să ne sfințim mașinile și să punem pe Dumnezeu în orice coație. L-am băgat în fotbal pe Dumnezeu, l-am băgat în hama, în sportul, în tot ce vreți. Când oamenii se întreabă, unde e? Unde e? Unde e Iisus? Și tu să poți spune, uite pe Iisus aici. Uite-te la mine. Iisus trebuie să fie în primul rând și să se vadă în viața ta. În viața mea. Să poți arăta. Eu trăiesc ca Iisus. Eu iubesc ca El. Eu am aceeași răzminte ca și El. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 2, zice, voi sunteți o epistolă scrisă în inimile noastre, citită, văzută și citită, auzit, de toți oamenii. Cunoscută, citită, de toți oamenii. Oamenii se uită la noi și ne citesc. Ajunge cu vorbăria, gata. E momentul să trecem la fapte. Se fac evanghelizări în biserici și o săptămână de zile, pentru că hotărâm, noi ne ducem pe la veci, Doamne, vino la biserică și oamenii sunt scârbiți de biserici și oamenii sunt scârbiți de lăcași și ar vrea să-L vadă pe Iisus în tine. O săptămână te comporți frumos, o săptămână îi vorbești frumos, dar după aia ești același vecinat, sunt același vecin de nu, mai bine să trăiesc în altă, pe altă planetă. E nevoie să se vadă Iisus în noi. Azi nu mai poți arăta cu degetul. Azi, dacă vrei să te numești creștin, adevărat, credincios, trebuie să arăți cu degetul spre tine. Iisus, uite. Câți dintre noi putem spune dimineața asta, dacă vin grecii, dacă vin oamenii, neamurile, oamenii din afară să ne întrebe, Domnule, am auzit de Iisus. Ai putea să mi-L arăți? S-a dus un misionar și a predicat mulți ani în Africa și niciun rol. Le-a vorbit oamenilor despre Dumnezeu nimic. Sălbatic. Și a zis, n-are rost să le mai predic Evanghelia, o trăiesc. Și
a început să trăiască în Evanghelia. Și erau oameni atât de necăjiți și el mergea și le construia case. Din paie, din... Altul vrea să sape o fântână și mergea și săpa nu întrece la câte o fântână, fără să-i spun odată despre Iisus. Nimic. Altul avea o rană și nu... era deschisă și puroia și el mergea și o curăța și curăța rană și o învelea și... și au trecut ani și s-a îmbolnăvit acolo. Și a murit. Misiunea lui l-a și abandonat cei ce l-au trimis. O șuita de dar. Într-un târziu și-au adus aminte, l-au găsit undeva în anale, că bă, unul s-a dus în misiune și când să-l caute, s-a dus după el, au venit alți misionari pe urmele lui. Și-au început și ăștia, frenetic, să le spună oamenilor despre Dumnezeu. Și ce grozav e Dumnezeu și cum s-a lăsat pe Fiul lui în lumea noastră. Și Fiul lui a venit și a venit ca unul sărac. N-a avut pretenții de la nimeni niciodată. N-a cerut nimănui nimic și a ajutat, a dat. Că asta e pilda lui Dumnezeu, să dai, să vin la biserică numai să ceară, nu, la vii să dai, dacă poți să dai. Asta e pilda lui Dumnezeu și a spus, oamenii ăștia au venit și a dat tot ce a putut și s-a oprit în dreptul fiecare. N-a fost om să plece din prezența Mântuitorului și să plece cu rana, poate nevindecată, dorind să-i vindece Iisus și Iisus să treacă pe lângă el. A fost un or și a strigat și Iisus n-a trecut pe lângă el și ar fi putut să treacă și s-a oprit acolo la Bartimeu. Și altul a fost într-un duh, un păcătos mizerabil și în dreptul Duhului s-a oprit și a spus, dă-te jos, vreau să rămân în casa ta, nu doar să trec pasager, să rămân în casa ta. Și a rămas Iisus acolo și le-a predicat oamenilor și oamenii când au auzit, zice, Iisus despre care voi ne spuneți? Nu știu. O trăi la noi, l-am îngropat noi. Iisus a murit în Israel, l-a îngropat și a treia zi a înviat și e viu și trăiește în cer. Și trăiește în nu se poate. Ba da, vino, l-au luat și l-au dus, i-au dus pe misionari sălbatici în dreptul unei movile mari. Și acolo era o movilă pietre una peste așa. Și aici l-a îngropat pe Iisus despre care voi ne-ați spus. Și și-au dat seama atunci că de fapt omul ăsta n-a mai predicat cu vorba ce a trăit. Și oamenii s-au uitat la el și zis, dar trebuie să fie Iisus. Să te confunde oamenii pe stradă cu Iisus. Să se uite oamenii la tine și să, în mintea lor să gândească, Doamne, ce privire are omul ăsta. Când se uite el la mine, parcă s-a uitat Iisus. Eram copil, la 12 ani m-am pocăit și mergeam singur la biserică. N-am avut cu cine să merg. Decât m-au dus la școala dominicală, niște copii și după aceea ei erau la duminica la biserică. Eram atât de flămând de Dumnezeu, era marța, joia, eram primul la biserică, mi-aduc aminte. Și duminica dimineață și duminica seara și când auzeam de rugăciune, peste tot eram. Dar nu cunoșteam pe nimeni. Mi-era rușine să mă uit la oameni, să te am în banca mea, în spatele meu, nimeni nu dădeam mâna cu nimeni, dar spatele meu era un frate, câteodată îl auzeam rugându-se, se ruga atât de frumos și era un om al lui Dumnezeu. Era fratele Gaia, bătrân. Într-o zi, în primele săptămâni, când eu venisem la biserică, prima lună, m-am întâlnit pe el în viață. Mi-era așa rușine, veneam unul către celălalt și mi-am întors privirea și nu știam cum să-l salut, ce să-i spun. Și el a venit la mine, el. Mi-aduc aminte și acum privirea lui a venit, mi-a zâmbit și mi-a închis mâna și mi-a spus pacea Domnului. Dar aveam 12 ani. Era un nimeni. S-a uitat în ochii mei, mi-a zâmbit un zâmbet pe care n-am să-l uit. Și a zis, bă, ăsta-i Dumnezeu în persoană. Atâția oameni în jurul nostru au nevoie, nu de mult, de un zâmbet, de o vorbă bună, să-l vadă în tine pe Iisus. Și atât de puțin se mai vede Iisus în noi. Am venit odată la tineret, mi-a plăcut, aici era o groapă, era în bazin, uitam, așa. Și am zis, de multe ori ar trebui să predicăm, să las sigur, așa, să predicăm de jos din baptistie, să nu mai vedem. Amin, amin. Prea mult ne vedem noi, prea multe nume sonore. O, dacă vine ăla, cântă ăla, predică ăla, și nu se mai vede. Se mai vede în gândirea noastră, în vorba noastră. Iisus n-a vârfit niciodată.
N-a vorbit de rău niciodată de lume. Iisus a ridicat. Iisus a iubit. O femeie a intrat într-o zi într-un magazin. Se uita și la un moment dat a văzut că era cu nasul lipit de vitrina magazinului un copil. Amărât. Și atâta se uita. Și atâta se uita la magazin. Și au ieșit afară la el după multe minute. Și au zis, ce faci aici? Ce să fac? Zice, mâi și eu. Așa ne-am place teneșeia. Așa tare. Îți place teneșeia ta. Mult îmi plac. Păi și de ce nu zic? Dar n-am bani. N-am bani. Suntem atât de săraci. Dar așa îmi place să mă uit la ei. Și l-a luat înăuntru. A chemat-o pe vânzătoare, a spus, auzi, teneșeia din vitrină, ia dă-i băiatului. Și a dat băiatului și se potriveau perfect. Era așa, ce frumos îi venea. El i-a dat jos din picioar și a spus, mulțumesc, așa mă bine mă simt că... I-am probat și eu, zice, sunt ai tăi, cum sunt ai mei, da? Mi dați mie de tot sunt ai tăi. Și i-a dat lui. Și a spus, uite, vreau să-ți mai cumpăr o pereche, după ce ți se vor rupe ăștia, să mai ai o pereche. Și el spune, nu, dacă chiar vreți să mai luați o pereche, aș vrea pentru fratele meu. Eu mai am un frate mai mare, nici el n-are tene și el își dorește. Piciorul lui e un pic mai mare decât al meu. Dacă vreți să mai luați, nu se trebuie. Și femeia asta a luat încă o pereche, i-a dat de o pereche de încântat, era, dar femeia a plecat din magazin. El îi proba și sărea și fericit și bucuros și cu o pereche pentru fratele lui. S-a uitat după doamnă și asta nu mai era în magazin. Unde-i tam? Și pleca, gata, nu mai. El a ieșit numai decât afară pe ușă și a alergat după ea. A tras-o de mână. S-a uitat la ea și a spus, tanti, nu vă supărați, vreau să vă întreb ceva. Întreabă-mă. Dumneavoastră sunteți soția lui Dumnezeu? Atâta bine să poți face celor din jur, dar să se vadă Iisus. Domnule, am vrut să-L vedem pe Iisus. Domnule, în viața ta și în viața mea se vede, în acțiunile mele, în vorbele mele, în faptele mele, în trăirile mele, în gândurile mele, gândesc eu ca Iisus, vorbesc ca Iisus. Când mă uit în oglindă dimineața înainte să ies din casă, pot să-mi spun o așa arată Iisus ca mine. Domnișoară care ești aici, în dimineața când te uiți în oglindă, gândește-te oare ce spune Iisus, de cum arăt? Oare ce zic cu oamenii din jurul meu, uitându-se la mine, arăt eu ca Iisus? Sunt un indicator spre Iisus? Sau vor spune oamenii, omul, și nu ai pocăit? Și el? Aia e pocăită, nu mai întrebă să mă duc la biserica aia. Apoi, în al doilea rând, oamenii vor să-L vadă pe Iisus în familia ta. Oamenii vor să-L vadă în familia ta după ce îl văd în viața ta. Nu-i de ajuns să fie în viața ta. Nu-i de ajuns să te detașezi și să-i spui, eu trăiesc bine cu Iisus. Nu, tu ai o familie acasă. Sunt poate copii, soție, rude, acolo trebuie să fie Iisus. Să se vadă Iisus în familia ta. În Iosua, capitolul 24, versetul 15. Știți ce face Iosua după ce îi duce în țara promisă? El spune așa. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, că despre mine, eu, zice Iosua, eu, dar nu singur, eu și casa mea, și toți ai mei, noi facem legământ că vom sluji cui? Da, vom sluji lui Dumnezeu. Nu contează biserica. Nu contează adunarea în ce direcție merge. Eu și casa mea, nu singur, casa mea. Frate, dar eu mi-am spus la copilul meu. Uite cum să-i spui. Ca să te înțeleagă copilul tău, tu trebuie să plângi pentru el. În lumea astăzi poate. Ai avut 5-6-10 unii sunt lume. Ascultă-mă ce spun. Uite cum să-i spui despre Dumnezeu. El în familia ta, copilul tău trebuie să-l vadă pe Dumnezeu. Poți să spui în dimineața asta, omul, casa mea
E Dumnezeu, se vede Dumnezeu în casa mea, poți să spui asta? Poți să spui despre tine și casa ta că slujiți lui Dumnezeu? De-a lungul istoriei Vechiului Testament, de fiecare dată când oamenii se întâlneau cu Dumnezeu sau vreau să aducă ceva la adresa lui Dumnezeu, zideau altare. Zideau altare. Astăzi, în Noul Testament, nu le mai zic din timp piatră, dar ele sunt simbolice. Vreau să te întreb, prietene, în casa ta, altarul rugăciunii, de exemplu, ce loc are? În casele noastre, multe din casele noastre, altarul ăsta e atât de dărâmat. Atât de dărâmat. Și în casa noastră, în familia noastră, nu se vede Iisus. Știți de ce? Pentru că altarul rugăciunii e dărâmat. Ne rugăm în fugă. Tot pe fugă. Și copiii noștri nu stau cu noi la rugăciune. Când te-ai rugat ultima dată cu soția, cu copiii? Când ți-ai pus mâna pe capul lor, ca tată, ca mamă? Și ți-ai spui, da, tu mergi la școală. Eu îmi pun mâna peste tine în numele Domnului. Du-te cu Domnul. Când? Altarul rugăciunii, poate în casa ta e sfărâmat, e dărâmat. Astăzi când mergi acasă, după ce stai la masă cu copiii tăi și cu familia ta, nu mai da Domnul la televizor, nu mai aprinde calculatorul, ia-ți copiii și ia-ți familia, adună-i în jurul tău și cădeți în genunchi și spuneți-i, Doamne, altarul familiei noastre e dărâmat. Acum îl rezichim piatră cu piatră. Pentru că nu vreau să pierd familia, nu vreau să pierd copiii și vreau oamenii din jur să se uite la familia mea și să spună, o, familia asta se vede Dumnezeu. Îs mulți, dar se vede Dumnezeu. Și am fost cu Estera, unde ești Estera, bravo, într-o misiune. Nu știu dacă știți istoria cum Dumnezeu i-a dat covrici. Își dorea atât de tare covrici și Dumnezeu la miezul nopții i-a dat covrici Estera. Ce experiențe binecuvântate. Altarul aducerilor aminte. În misiune acolo am pus tine și Silviu s-a ocupat de asta. Am pus tine să spun ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și Ester așa a pus aminte cum Dumnezeu i-a dat covrici pentru că își dorea covrici. Și alții de aici, și alții. Altarul aducerilor aminte. Chiar familia. Și analizați-vă ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Într-un an, în doi, în zece, uită-te în urmă. Asta era rolul sărbătorilor în Israel. Poporul să-și aducă aminte ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Ai un astfel de altar în casa ta? Se vede Hristos în casa ta și în casa mea prin faptul că eu mereu le aduc aminte copiilor mei. Copii, dacă ați avut ieri pâine pe masă, nu-i că sunt mușchii mei puternici, e că Dumnezeu în cer și veghează asupra pâinii voastre. Copiii, dacă aveți sănătate și mergeți la școală, nu-i datorită abilităților mele de părinte, nu. Ci că e Dumnezeu bun, care vă îmbracă în fiecare zi, vă dă înțelepciune să puteți merge la școală, să învățați. Avem altare de felul ăsta în familiile noastre. Se vede Dumnezeu în familia noastră? Sau la noi în casă se aude muzica mai tare ca la vecini. La noi în casă cearta e mai tare ca la vecini. Că nu interesează pe nimeni ce în casa noastră, ba da. Toți ochii sunt ațintiți spre familiile voastre. Să vadă, se vede Dumnezeu acolo? Unii dintre voi îl știți, ați și auzit de el, îi ascultați muzica, formație The Gator, dar Bill Gator e cel mai bătrân de acolo. Și el povestește, scrie, într-o carte biografică, zice, eram tânăr, foarte tânăr, numai ce mă căsătorisem și m-am dus în America să-mi cumpăr un loc pentru o casă. Ce m-am dus, am văzut o pajiște foarte frumoasă și pe pajiște aia zice, era un american bătrân cu vacile la păscut. M-am gândit aici așa de fain, aici mi-ar place să-mi fac o casă. Și s-o dus la el și-o spus, domnule, știți, vreau să vă întreb, cât cereți pe terenul ăsta? Și s-o uita la el, ăsta bătrân, așa, smochinit, cum sunt americani, ascuțiți, așa, zice, nu-i de vânzare. Dom'le, dar o bucată din el, n-am spus de vânzare. Dar vă zice că vă pașteți vacile pe el. Da, zice, la vacile mele aici le place. Și dacă le place aici, aici le țin împreună banii tăi. Deci nu-i de vânzare.
Domnule, zice, dar vreau să-mi fac și eu o casă aici. Sunt tânăr, necăsătorit, căsătorit proaspăt și vreau să fac o casă. N-am încă copii, dar vor veni copii și... Cum te cheamă? Și ăsta spune... Zice, Bill Gator. Zice, ești ceva rudă, ceva neam cu Conan Gator. Așa, da, e bunicul meu, zice, bunicul. A fost bunicul tău, Conan Gator. Atunci e de vânzare. Zice, tot terenul ăsta e de vânzare, dacă... Zice, bunicul tău m-a slujit peste 30 de ani până muric. Odată nu mi-a ridicat un om. A fost o perioadă, că el era fermier și spune, a fost o perioadă când mi-a mers atât de rău. Și 6 luni de zile n-am avut să-i dau niciun leu, niciun dolar. Dar n-a venit la mine să-mi spună un cuvânt. Ba mai mult, prin atitudinea lui m-a condus la Hristos. M-a slujit 30 de ani. Dacă ești nepotul lui, zice, îți dau tot. Și în vremea aia, când era Bill tânăr, zice că terenul ăla făcea peste 60.000 de dolari. Dolari, era dolar atunci. Avea valoare mare. Zice, dacă tu ești copilul lui, îți dau cu 3.200 de dolari. Mi dai în 10 ani. Cum vrei și când vrei. Dacă vă uitați pe internet, toată pajiștea aia, tot terenul ăla, de unde ei filmează și primi imagini în toată lumea și țin acolo tot felul de repetiții, concerte ce fac, e terenul pe care Bill Gator l-a primit. Pentru că Conan, bunicul lui, a trăit ca un om care se temea de Dumnezeu. În a cărui viață s-a văzut Iisus. Și apoi l-a adus pe Iisus în familie. Și familia în care se vede Hristos are de câștigat pe termen lung. Dacă în familia ta se vede Hristos, copiii tăi și nepoții tăi și generațiile viitoare vor avea de câștigat, pentru că în familia ta se vede Iisus. Dar te întreb, se vede Iisus? E Iisus în familia ta? Se uită oamenii din jur și pot să spună, omul, familia asta, da, e o familie în care se vede Hristos. E o familie în care El nu vine să dea un masă cu un mare bărbat, nu. E familia în care El vine și dă cu genunchii de podere. M-ați înțeles, bărbați? Suntem bărbați nu când dăm cu pumnul în masă, ci când dăm cu genunchii de putere. Atunci suntem bărbați. Suntem bărbați nu când zbierăm și ridicăm corul, nu? Suntem bărbați când știm să venim înaintea lui Dumnezeu să plângem. Când m-am căsătorit, era sărat, sărat, în ce m-am zbogat? Dar mi-a luat nevastă și zbogat. Dar i-am spus soției mele, n-am nimic. Deci ce vezi pe mine? Mai am câteva lucruri îndulat. Dar liniștit, am putea să plecăm unde vrei tu. Ce-i pe mine? Că nu-ți pot promite. Aș fi putut să-ți promit luna de pe cer să-ți o dau. Că nu, asta nu costă. Nu, n-am nici bani de suc să-ți dau. Atât de sărat sunt. Dar fii atent aici ce-ți promite, am spus nevestei mele. Când vor apărea momente grele în viața noastră, ea e aici. Când apar momente grele, că-s conștient că apar momente grele în căsnicia noastră, că ne va fi greu, știi ce îți pot promite? Că o să cad în genunchi și o să-i cer lui Dumnezeu să ne rezolve probleme. Nu o să dau vina pe nimeni, nu, o să cad în genunchi și o să vin înainte lui Dumnezeu. Și asta fac. Sunt multe momente uneori dificile și cad în genunchi și cădem în genunchi și cerem ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu întârzie să vină. Se vede Hristos în familia ta? E acolo, El prezent, o casă unde-i liniște, unde-i armonie, unde ți-e drag să stai, unde unul nu se împinge pe celălalt și nu se amonestează și nu. Unde cu drag te duci, unde găsești o oază de pace și de liniște. E casa ta așa? Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus în familia dumneavoastră. Apoi, în al treilea rând și cu asta închei, Iisus trebuie să se vadă după ce se vede în viața noastră, în familia noastră. Iisus trebuie să se vadă în biserică. Amin. E atât de trist că facem biserici somptoase, mari. Merg în biserici și îmi spun frații păstori, stau lângă ei. Și îmi spun, frate, știi cât am băgat în biserica asta?